La orice produs cumpărat de pe PC Garage folosiți cuponul YTSHORTY pentru o reducere micută ce mă ajută și pe mine și pe voi. S-a lăsat frigul, bă, Viorico. Uf, dar mi-e foame, George, și doarme? S-a băgat în mașină, doarme, vorbește. George! Vorbește mai încet că doarme, Viorico! Mai stă, ce mai stă, mai doarme și vreo oră, două? Și după aia mergem acasă, că e frig așa un pic. Hai acasă, că m-au mâncat toți în țară. Ei, nu, că dacă te bagi mai aproape de foc, cum ar veni eu, se apropie de mai mult așa, până iei așa un pic de flacă. Iarde? Moare, moare zânțarile. Păi trebuie să iau eu foc sau cum? Păi îți dai seama. Păi nu, că după mă abronzez prea mult și trebuie să mă duc la mare. A, mai avem foviorico și noi sandwich-uri din alea. A, păi de unde? Nu mai e. Păi le-am mâncat tot, George. Eu n-am apucat să mănânc. Păi dacă n-ai mâncat când a trebuit, vezi, ți-am zis. Ce să fac? Uf, uf, uf. Creiați. Și cum e, o Viorico, la tine la muncă acolo? Muncești mult așa? Da. Fiecare seară. A? Dau curul la bătaie. Nu mai să afle, George, ce faci tu? Păi ce fac? Am zis că în fiecare seară muncesc. Păi ai zis că-ți bagi curul la bătaie. Că muncesc, adică am greșit. Ai zis că bagi curul. Eu te-am auzit, George, că eu am urechea tânără, știi ce zic? Mă, că ai tu urechea tânără, dar eu vreau să zic că muncesc, muncesc. Adică da, George, că e bine. Ia, ia, tăce, tăce. Ce? Sau de ce, bă? Nu s-au de nimic, nu ba, ce au. Viorico, stai pe vine, e ușor, o vezi? Ce? Căprioară! Oh, mamă, ce frumoasă e, fă o poză, fă-mi-a poză cu căprioara. Stai așa. Unde mergi, acolo. Unde mergi? Stai acolo. Fă poză cu căprioara, întâi să nu fugă. Facem, facem. Să moară, frații mei. Hai, stai pe loc, tu-ți mori. Să vezi să nu sperii. Putu-ți morții, măti. Cuțit, 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 putu-ți morții. Iuță, ce naiba faci? O tai, fă, că mi-e foame, o băgăm pe grătar, avem grătar să moară, mamă. Iuță, ești nebun. Cuțit, 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 putu-ți morții, măti. George! Cuțit, lasă să doarmă, cuțit, George, cuțit. George, i-a omorât căprioara. Să moară, frații mei, de nu mâncăm două zile din asta. Cuțit, cuțit, cuțit. Îi băgăm cuțitul ca la pește. Vezi că vine cineva, vezi că vine cineva, ai grijă. Cine se vine? Vine cineva, spate-mi tu! Lasă căprioara aia, lasă căprioara aia, e protejată, bre, prin lege, lasă căprioara aia. Lasă-i dracu de braconieri. E rănită! Lasă căprioara aia! S-a împiedicat! De acolo, vină cu a! S-a împiedicat, nene! E ce e cane? S-a împiedicat și eu încercam să o ajut să ridice! Eu s-a împiedicat, vrea, uite, te-ai băgat, am văzut cum ai băgat cuțitul în ea! A, nu e adevărat! Ce era el la tine în mâna ta? Ce? Trebuie specie protejată prin lege! Dă-mă drumul de aici, dă-te-n pula mea, că bag și cuțitul tine, hai!
E moartă, bre, le facem grătar din ea că era aici. Ișcane, e specie protejată, bre. Ce protejată, mă, că e capră. E căprioară. Nu mai da, mă, băi, Daniel, lasă-o în pace. Carne protejată, nu mai, Daniel. Dă-te de aici cuțitul. Dă-i drumul de aici, băi. Vezi că sun la poliție. Băi, via, vină cu amă, hai. Dă-i drumul de aici. Viorico! A plecat? A plecat de la morții. Ia cuțitul ăsta de aici. Nu, ci... ține tu că eu... Păi de se scos mația, s-o pregătit să o băgăm aici, să o facem file. Dar nu mă pricep tu la de-astea. Trebuie să vine George. S-o fi trezit? Păi nu știu. George! Stai așa să... Du-te, fii atentă, pune mâna, măcar împinge-o după piatra aia acolo, să... Până să trezești ele, George, să nu o fure vreun coiot. Împinge-o acolo. Că mă duc la mașină să văd ce mai are ăsta pe aici. Sau pe aici până astea. Uite butelie. Mamă, facem ca pe porc, o dăm la prăjeală. Facem șoric de capră să moară frații mei. Mai o avea ea? Parcă. Nenea Georgiule! Trezirea, ue! Gata, Viorico! Unde-i asta? Aici și... Am ascuns acolo. Bravo. Trezește-l pe George! Păi eu am strigat după el, du-te, te deschide și tu. Să moară tătuțul. De să i-a luăm apă, dai să le spălăm pe mâini, să spălăm căprioara aia. Trezește-l pe George! Nea Georgiule! George! Alo! Trezirea, bre! Cred că nu e mașină. Ba, eu cred că e mașină, că i-am văzut pălăria. Sau ce avea el acolo. George, trezește! A, mai stau aici, că am obosit cât am dat cu cuțitul aia. Deci chiar așa aproape de focul ăsta, că... ne ardem să borum. Așa aici. Bate-i în geam, fă! George, a omorât nebunul căprioara. Neața s-a trezit dulceața. Păi chiar că m-a trezit. Mamă, dar cât am stat? A omorât căprioara. Vine poliția, vine armata după noi. Vreo 4 ore de cred ce? Că ai dormit. Fii atent, vino să vine? Vezi sângele ăsta de aici și ai, uite, vezi, e proaspăt. Doamne, ce s-a întâmplat? I-a venit ciclul lui Viorica și și-a dat drum aici. Până aveai tampul, dar ce așa? Da, pe... are hemoragie bruscă. Când acolo e după piatra aia? E o căprioară, bre, o face în grătar. Aleleu, ce mă fac? Măcar am o poză. Mi-am făcut poză cu căprioară. Ce-i, bre, se scârbă de aia, e vânat? Nu, dar cum să nu? Vezi, bre, că eu am vânat-o să mă armă, mă, dar și-am băgat cuțitul în ea. Ai, da, e sită, așa? Da. Uite pe ăsta l-a băgat, i-am dat, a sărit sângele din ea. George, mi-e frică, George. Spune că e Viorica la sfârșit de lună când îi vine ei. Auzi, vezi cum vorbești cu de-astea, da? Opa, și... Iartă-mă pe mine, Viorico, dar așa e. Păi și ce... De ce... Că tu sângerezi cam excesiv, așa. Vezi că vine mașină. Armata, George. Eu ți-am zis că vine armata cu poliția. Nu e, bă, nicio armată. Vine armata, George, a venit armata. E cam de la jandarmerie, nu știu cum să zic. Aul. Ce facem, brei?
Le zici că era rănită deja, da? Adi... Căprioară. Vino cu Avioricu. Prefăte normală. Bună dimineața. Bună dimineața, să trăiți numai bine. Ce noi la un picnic. Da? Suntem aici, abia ce n-am trist, am făcut acum ochi și urma să facem niște ouă. A deschis ochișorii. Da. Țin să mă prezint, sergent Francesco Giacomo din cadrul unității de mobile de jandarmerie. E vorba de chef, mi s-a omorât cheful. Da, calmați, vă rog, ne-a pierit cheful cu barbării, stai în gură. Ne-a pierit cheful că s-a făcut zi și le-a mâncat în țară toată noaptea, să trăiți. Mulțumesc. Dacă m-am prezentat Sergei Majoratul de Hoholțeamul, unitate mobilă și jandarmerie nisipos. Încântat, eu sunt Mihăiță din Paleto, dar nu mai sunt în Paleto, sunt în nisipos acum, Strugureni. Pardon. De față cu ce, ce destinație sunteți? Ce destinație? Da. Ștefan, destinația acasă în vreo 10 minute, că... Motivul pentru care sunteți aici. E muște multe acum aș da. Motivul pentru care cu cortul suntem și noi, nenea, și cu mașina aia am venit să mâncăm un sandwich aici și Țin să vă comunic, am avut și noi un apel la linia de urgență 112. A sunat, până la urmă. Comunicat că s-ar fi vânat în jurul acestei locații animale. Ce animale? Au trecut multe pe aici, au trecut și ne-a speriat și ursul, a venit ursul, dar a plecat. Puteți să-mi prezentați și mie, vă rog, un buletin? Un act de identitate? Da, bineînțeles. L-aveți asupra noastră? Da. Uitați aici. Domnul talent. Da? Care este problema domnișoarei? Am văzut că plângea. A, e obosită și ea, e obosită. S-a dus acum să facă pipil în... S-a băgat în boscheți. E obosită și ea, că n-a dă la muncă, ea muncește, da. În această locație s-au vânat animale, ați vânat animale? Doamne, să fiu sincer cu dumneavoastră că e sângele acolo, vedeți, balta de sânge. Asta vă și întreb. Așa. S-a auzit noaptea ceva. S-a auzit ceva și când m-am trezit, am ieșit în cortul, în cortul ăsta, am dormit aici. Și când m-am trezit, băi, era o căprioară cu un cuțit în gât. Și tot alergă pe aici și eu mă chinuiam să-i scot cuțitul ca să plece și ea sănătoasă spre copiii ei, că probabil avea și copii. Și nu, aia cu capra cu trei iezi. Te-ai sigură. A fost odată ca niciodată, că dacă n-ar fi fost, nu s-ar mai povesti. Da. Era o capră și trei iezi. Și capra a plecat. Haideți, vă rog frumos, ca să aducă de mâncare, s-a trezit cu un cuțit în gât să moară, mamă. Și cu Mihăiță care încerca să scoată și bă, tot chinuia să scot. Am înțeles. Cine a înfipt acel cuțit? Habar n-am că ea așa a venit. Dacă se poate, vă rugăm frumos să ne prezentați și noi pe un act de identitate, fiecare persoană ce a fost aici de față. Eu v-am dat, domnișoara Viorica a plecat că el a arde stomacul. Face pipi. Mergi da, colegul și vrecă și domnul Bulet frumos. Domnul George acolo, vodă. Vreți să-mi dați și un buletin, vă rog frumos. Da, da. Să știm cu cine sunt de vorbă. Domnul George, vodă. Sper că, cum ai zis, această lună, până luna viitoare, uite, luna viitoare se va deschide... timpul în care veți putea să vânați căprioare, da? Momentan nu, este perioada de reîmpereche. N-am vânat oricum. Noi nu suntem să trăiți. Noi nu suntem vânători. În regulă, domnul Vare. Nu ne ocupăm cu așa ceva. Și care toloc buletinul. Da, da. Doar am venit și noi să stăm la focul ăsta aici da. Și așa. Mai umblă urși pe aici asta, vă știți, adică ne-a fost și nouă un pic frică. Nu am cu mine aici, mă numesc Vrica. Nu are domnișoară, e datele personale, nume, prenume, mie, datele frumos. Viorica. Numele, prenumele, cât și data nașterii exactă a dumneavoastră. Viorica. În regulă? Arma cu care a fost regulat animalul? Poftim? Și data nașterii exactă. Arma cu care a fost da, uitați, ăsta e cuțitul ăsta, l-am luat pe la urmă din ea. 85. Haideți ca să-l
Cum a ajuns ea căprioarea cu cuțitul? În regulă, mulțumesc. Nu știu, domne, cred că a venit. Și urși pe aici. Brenea, nu e, cred că de la urs, că cu ursul nu avea cuțit în tine. Dar mai bună și a plecat căprioara. S-auzeau țipete dincolo, din deal. Și după aia nu s-a mai auzit țipetei. Și a venit căprioara aia. Înțeles. Haideți să lăsați pentru mine, vă rog, cuțitul pe aceea. Băiatul a văzut mai mult. Bineînțeles, să-l lasă aici jos, da? Ați auzit urlete, ați auzit... Da, s-a auzit ceva țipând. Nu, vehicul nu. S-a auzit țipând că aoleu, aoleu. Și am crezut vorbea că și... Vorbea căprioara sau? Nu, niște oameni. Să știți că eu nu n-am văzut nimic. Când a băgat cuțitul, eu nu n-am văzut. Nu era. Păi cine a băgat cuțitul, deci, domnișoară? Păi nu știm nici noi. Căprioara venea singură. M-a ascultați. Păi tocmai că nu știm. Nici noi nu știm. Deci s-a auzit din deal dincolo. Țipete cu aoleu, aoleu, mai încet, mai încet. Și eu am crezut că e unul care o babardește pe una rău de tot. Că pe aici să mai furte lumea pe corturile. O să verific eu zona, ok? Sigur, bine ți. Da, să știți că așa. Pe piatră. Așa, stai singură, Viorico, că vorbeam și eu cu oamenii. Domnul Talent. Da, spune-i. Persoana care s-a auzit era de sex masculin sau feminin? Să nu aveți nicio idee. Era de sex feminin și era feminin. Bine, mulțumesc. Sigur. În această zonă a venit dumneavoastră cu autovehicul, da? Da. Uh-huh. Doar dumneavoastră? Doar noi trei atâta. Decât doar dumneavoastră, da? Decât noi. Să... Și asta e, vă ziceam, s-a auzit până acolo și azi părere, poate să fute unii. Să-mi scuzați limbajul care este puțin mai așa, mai dintr-o bucată. Am zis că îi sparge pizda luna. Și că țipă aia, s-auzea, cum făcea la Georgiului. Făcea, Așa făcea. Și după aia n-am mai țipat, am zis, băi nene, și-o fi dat drumul, nu așa, fi dat ceia drumul, amândoi reciproc și instantaneu. Și de-astea, și după aia când văd o căprioară cu un cuțit în ea, cuțitul pe care l-am pus pe piatră, bineînțeles. Și am văzut-o, mi s-a făcut milă de ea. Și am încercat să scot cuțitul și l-am scos, dar acum căprioara nu știu unde e. Da, nu e acel cuțit, acel cuțit va merge cu noi la secție. Nici o problemă. Mai multe, facem și noi una, da? Bineînțeles. Nu avem nicio problemă. Colegul ăsta mi-a cuțitul ăla, să nu-l lase să scot, am prentele pe el, da? Păi amprentele sunt ale mele, doamne, că l-am scos din căprioară. Păi știu, o să fiți chemați și noastră la secție ca să verificăm câte serii de amprente. Să poate să fie și mai două serii, 300 de amprente, da? Da, bineînțeles, nebăr. Da, să le iau și tot. Dar eu l-am ținut bine că trageam de el și cred că s-a știut toate amprentele. Și pe lângă asta nu e crimă, domnul, cred că e nevoie de amprente, da. Să știți că da, când am murit repede, n-am suferat. Eu nu știu, cred că nu este primul de om, dar că dacă a fost savânat sau cumva s-a încercat să se vândă vânătorul, că prioară că nu este deschis. Niciodată, plus că vă trebuie un permis de persoană fizică sau colectiv, să știți. Bineînțeles, noi știm chestia asta, după cum puteți vedea, tanti Viorica e îmbrăcată în ăsta. Da, eu în rocker, ne George îmbrăcat în fermier, eu sunt îmbrăcat așa mai bombardier, mai de oraș, cu barberii, cu cămășuță de asta de vară, deci nu mergeam la vânat, vă dați seama, vine și nu e așa. Din greșeală, domnul, din greșeală, a trecut căprioara pe lângă și a băgat puțin. Nu, l-avea și încerca să scot, tăși, fă mă. Da, și cam asta e. Dar nu suntem vânători, că am venit la cămășuță, vă dați seama, dacă era să fiu vânător. Nu v-a zis nimeni că sunteți vânători, noi doar facem niște investigații, da, la momentul în fața locului. Da, nu e problemă, faceți câte vreți. Dar eu vă zic de acum că nu sunt brancardier din ăla. Nu suntem de ăștia, trombatier de la... Baraconier din aia, cum ziceți voi, care omoară oameni. Branconier de aia. Că să așteptăm că... să vedem ce găsesc colegii. Da, dar că prioara a atacat prima și după i-a băgat cuțitul, adică... Colegul? Da. Haideți ca să mai verificăm zona, ulterior să revenim. Bun, revenim imediat. Haideți, sigur. Luați buletinele noastre înapoi și le împărțiți la fiecare parte. Sigur, te-am plecat. Uitați și dumneavoastră, domnul, vă dă buletinele noastre. Mă rog, domnul Ștefan, că
verificăm noi, mergem acum să verificăm și mergem și verificați, mă anunțați tot ce găsesc. Ia zic că de ce parte mergem. Haide, ia George, bulechi. Pe nu, că mi l-a dat, mi l-a dat. Mi-a dat al tău, că este lui doamna. Domnișoara, doamna, mă scuzați. Nu, că eu nu aveam buletin. N-aveam buletin. Da, da, am uitat, mă. Și a fost o seară minunată? Cum a fost? A fost, dar ne-a spart în țară. Am mulți în țară, am mulți în țară. Am stins focul, l-am aprins acum, să știți, dar n-a stat aprins așa. Și nici n-am aruncat gunoaie. Nu, nu, niciun caz. Le avem pe toate mașină, dacă vreți să vă uitați la gunoaie. Văd, văd că este foarte curat aici, observ că nu s-a. E curat, da, da. Hai să mergem acasă. Păi stai să ne lasă oamenii. Putem să plecăm? Sau nu putem încă? Vreau mâneți un pic momentan să facem mai multe cele. Niciun fel de problemă. Ne cerem scuze că vă răpim timpul dumneavoastră prețios. Păi da, că eu am muncă, știți de aia. Într-adevăr, timpul Viorică este extrem de prețios, că îi pune curul la bătaie fiecare seară. Băi, muncesc. Da, vreau să zic că muncesc. Și vă, că ce ocupație aveți fiecare în parte, dacă se, nu vă deranjează întrebarea? Eu am o mini, cum ar veni, lanț de magazine, că sunt vreo trei. Da, astea de rulotă, cu vânt și o burgeri, și sandvișuri și da, sucuri. Și unde l-aveți, unde l-aveți? Am unul Paleto. Așa. Unul pe autostradă, așa, când te duci încolo, unde este pista aia de mașinuțe mici. Aha, acele rulote, nu sunt ale noastre, da, sau da, alea, da. Da, da, foarte bună mâncare, să știți. E așa când stau eu. Da, da, știu, mi-a dat seama. Cam așa. Parc. Da, foarte bună mâncare, să știți, acolo, să recomand. Da, bineînțeles, toate proaspete, niciodată nu altceva. Parcă ziceai că vrei să pui și de căprioară burger. Nu, 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 niciodată. Aveți așa ceva sau? Nu, nu. Încă nu. Mai trebuie să vrem să facem. Cum adică? De unde o procurați? O cumpărăm de la abator de acolo. De la Branconier. De la abator. Abator. Tu povestești și Viorico, lunea George, cum spui tu curul la bătaie, că dacă tot vrei să mă bagi la, în gura leului. În gura la lupi. Poftim? Cum muncesc, mă știe George că a fost la mine la muncă. Aaa. Și domnișoara, doamna, mă scuzați că nu știu exact, cu ce se ocupă? E doamnă. Sunt domnișoară. Mă scuzați, nu știu, îmi cer scuze. Ea prestează servicii, cred eu. Prestez servicii, da. Ea este la coafor, la... La coafurese. Am înțeles. La cufur, cufurese de la... Țin să vă comunic că noi ne-am deplasat aici cu scopul... fapt, deoarece s-a efectuat un apel în emergență 1-2, ar fi descris un copil la statură medic, ar fi unat o căprioară, fapt pentru care am găsit o căprioară într-o râpă și trebuie să-mi comunicați și mie ce este cu aceasta, dacă știți ceva despre ea. Uitați ce am făcut o poză. Unde? Ia să vedem. În râpa, mai din, aha, mai din fața. Da, da, domne, cred că e căprioara. Să, dacă ați mâncat de pe frate, ea e? Da, eu. Dar n-am mâncat așa. Ea e, că n-am apucat să mâncăm. Sânge, eu nu pot la sânge. N-am apucat să mâncăm. N-ați apucat să faceți ce anume, domnișoară? Grătar, cred. Nu, nu e, domne, grătar, că nu făceam grătar. Adică? Adică cum grătar? Adică cum grătar? Sandvișul zice că n-a apucat să mănânce, că a văzut căprioara, că i s-a făcut milă de căprioară și i-a pierit pofta de mâncare. Ce dracu să mai face, nu mai face nimic, și gata. Asta am zis și eu. De ce nu i-ați comunicat unde e căprioara? Și a murit căprioara? A murit căprioara? Aaaa, doamne, doamne! Săracă căprioara! Din păcate... N-am putut, domn polițist. Am încercat să-i opresc sângerarea, dar a fugit. Și de ce nu ne-ați comunicat, domnule? De ce nu ne-ați comunicat? Liniștiți-vă, liniștiți-vă. Haideți. Ce să comunic? Ce să comunic? Căprioară, că era căprioară. Gata, nu mai plânge. Păi nu știu unde e, că a fugit, domn polițist. Cum să fac dacă era moartă? Domnule, i-am băgat cuțitul, a fugit. Eu i-am scos cuțitul din ea și a luat-o la fugă înainte să-i pun bandaj. Că am vrut să pun bandaj, dar n-aveam. Și de asta nu știu unde ați găsit-o, unde e? Mai în față, în râpă, de aceea am primit apelul de la... Doamne, unde a ajuns? Ce rău îmi pare, de ea, că avea de puțin mai sus.
Avea niște ochi sticloși. Ci pare că avea și copii credioși. Avea și carne bună. Ce milă mi-e de ea, bră. A murit, a? Păcate. A murit. Nu mai pot. Nu hai să mergem, dar totuși să nu mai lăsăm aici, ca să nu mai plângem aici. Rămâneți puțin aici, vă rog, domnul. Domnul Vădă. Da, sunt aici, Vădă. Tot aici. Puțin aici, pe rog, pentru mine. Am primit un apel descriind un domn de statura noastră. A mea? De statura mea, cred. Domnului. Așa. Talent. Da. Că ar fi ucis o căpioară cu arma albă, să știți. Nu, domnule, eu încercam, v-am arătat cuțitul. Eu încercam să scot cuțitul din ea, nu am să o omor. Că mi s-a făcut milă de ea și a fugit și a murit, a? A murit, da, din sigur e moartă. Da, este păcat să nu mai putem să facem nimic. Măcar aparatele de-o țineam în viață. Nu aveți idee, da? Cine a băgat cuțitul în căpioară? Nu știu, domnule, v-am spus că nu știu, așa a venit. Și am văzut o amărâtă și am vrut să scot cuțitul. I-am scos cuțitul, l-ați văzut acolo, vi l-am dat. Și a fugit. Am crezut că o să trăiască, dar n-am avut cum să o ajut. Cred că o să fim nevoiți să mergem la sediu secției poliției numărul 1 Ispoasa. Așa. Ne oferiți mai multe declarații dacă nu știți nimic. Păi atât, dacă altceva nu știu. Dacă nu știu ce declarație să dau. Am înțeles. A venit de sus din deal? De acolo așa. Și avea un cuțit. I-am luat cuțitul. Bravo. A fugit, a murit. Asta e declarație. Dar îmi pare rău de tot că ea, domn polițist. Nouă ni s-a comunicat de către o cabană ce transmite... Lăsați-o că e și ea supărată. Emisiuni. Aveam o întrebare pentru domnul Ieșe, de aceea. E pe acea lucrare că... E marcat. Acolo ni s-a efectuată pe lună. Da, îmi dau seama. Deci de acolo a plecat, a? Da. Nu i s-a mai întâmplat așa ceva. Înseamnă că acolo i-a băgat cineva. Nu am făcut nimic, eu, să știți. Da, îmi pare am și o întrebare pentru dumneavoastră. Pentru mine? În momentul în care eu și colegii mei, respectiv colegul de la Poliția Română, am ajuns, de ce v-ați dus acolo sus pe îmbostit de la celălalt? Să pișea pe ea, domn, poliția, a văzut că s-a dus la baie. Are vezica mic. Ascundeți ceva de noi, domnișoară? Are, ia din aia de urină, că are... Am de asta de urină. Reține apă și de asta. Nu doriți să ne comunicați ceva? Nu, în niciun caz. Eu n-am văzut nimic. Când a băgat cuțitul, eu n-am văzut. Cine? Păi n-am văzut nimeni. Zicea că n-a văzut când a băgat cuțitul, cine a băgat. Doar când l-a scos, atâta că am încercat să o ajut. Da. Asta am zis. În acel autovehicul aveți alte, de fapt, da, aveți arme de foc, arme, topoare, mașete, niciodată nu există. Dacă puteți să căutați. Sigur, căutați, nu e problemă. Am înțeles. Ce mă de față, să fiu sigur, nimeni mai are aici o armă de foc, topoare, niciodată, nimic, deloc. Sigur? Sigur, nene. Bâte. Nici atât. Să știți că o să fie verificate și corturile dumneavoastră. Da, astea nu e corturile noastre, nu nene. Sunt noastre. A, nu sunt ale dumneavoastră? Nu. Nu, că erau aici deja, boschetari, dorm pe aici. Nu, e mai oameni care mai vine și le lasă aici, mai doarme oamenii în ei. Dar nu i-a venit cu mașina, acum, nu știu, cred că 7-8 ore. A stat vreo 3-4 ore, s-a dus Lea George la somn. După aia a venit căprioara cu cuțitul, am încercat să-i scot, l-am scos cuțitul, a fugit căprioara și ați venit dumneavoastră, după aia îmi pare rău de tot de căprioara aia. Și mie, sincer, chiar îmi pare rău, îmi vreau să-mi fac o poză cu ea și când i-a băgat cuțitul, da. Proprietarul acelui autovehicul, cine e? Eu. Domnul George Vodă. O să mergeți împreună cu colegul meu, să-i prezentați conținutul la autovehicul. Colegul la jandarmerie, te rog. Și să chemați pe colegul de la birou rutier să efectueze, să vedem ce e în conformitate cu colegul de la birou rutier, haide aici, te rog. Da. Că mai trăiește căprioara sau e nu mai trăiește, Viorică. A murit? Că dacă mai trebuie, făcea și noi o poză cu ea, că era frumoasă. Mi-aș trebui frumos acolo și verific actele și... Când ați ajuns la mașină? Când ați ajuns la aceste conturi? Poftim? La ce oră ați ajuns pe aici? La ce oră am venit noi?
Da, la ce nu, și era spre seara, așa. Era spre 7, 8, 9, 10 de cam seara. 10, da? Cam 10. Cam 10. Puteți să vorbim, aveți acolo. Mm-hmm. Deci campați de câteva ore de aici. Da, da, da. Dar e o zonă de campat, de cât eu știu. Că de asta am văzut și fumul. Aici se campează. Da. Da, nu e nicio. Și spuneți că corturile nu sunt ale dumneavoastră, nu? Nu, niciun nu. Caz. Deci, în cazul în care găsim ceva ilegal în ele, știți că dacă erau ale dumneavoastră, vă asumați responsabilitatea. Nu, nu e ale noastre. Și cred că e închise, că am încercat n-am să... N-am mai. Când ne-au omorât în țari azi noapte și am încercat să... Am vrut să bage cuțitul cort să deschidă... Și am vrut să văd dacă se deschide cortul, dar nu e deschis, e închis. Care cuțitul? Domnișoară, să-l bage în cort. Da, da. Se deschide cortul, vreau. Da, da, da. Domnișoară, doriți să ne comunicați ceva? Eu îmi doriți să ne comunicați. Care cuțitul? Cuțitul pe care l-am scos din căprioară, domn polițist. Stați așa că ceva nu se leagă, că seara spuneți că nu era căprioara și ați vrut să băgați cuțitul în el înainte sau după ce a trecut? Nu, după, după. După se băgea. Vreau să leagă niște lucruri, de-aia vă întreb mai mult. Păi nu, după ce am încercat să salvez căprioara și a luat cuțitul, ne spărgeați în țară, domn polițist, și am încercat să intrăm într-un curs. Dar n-am vrut să tai cortul, vă dați seama. Că dacă nu, dacă nu ne aparține... Da, da, tot. N-are că mașina nu era nimica. Nu știu, dacă noi spăiam cortul, lăsam bani pentru cort, vă dați seama că noi... Bineînțeles. Ei, vă dați seama regulă. Că dacă nu era al dumneavoastră... Țin să vă comunic că o să fiți chemați la secție poliției numărul 1 Nispoasa, respectiv pe raza acestei secții s-a desfășurat activitatea. Da. pentru niște audieri, da? În perioada următoare. O să se deschidă un dosar de cercetare penală. O trebuie să constate cele s-au întâmplat. Pentru cine-i dosarul, mă scuzați? Dosarul este cu privire la căprioara moartă, iar nu asisteți în momentul de față și suspecții pentru acest lucru. Eu nu sunt, domnule, suspect, eu nu am făcut nimic. Nu, eu n-am făcut nimic, v-am zis că nu am băgat eu cuțitul. Sunteți doar suspect, da? Nu vă... Înțeleg, nu vina, dar eu am încercat să salvez, eu am încercat să fac un bine, mă înțelegeți? Am încercat tot să salvez, zice, da. Prima dată am băgat după ascuns. Păi și eu dacă încerc să salvez căprioara, de ce mă faceți, domnul poliție, suspect? Că deja cred că m-ați văzut puțin mai brunet la ochi și mă discriminați că sunt jumate țigan. Nu vă face, nu eu cam asta mă gândesc. Numai puțin, eu aș chema televiziune. Eu chem televiziunea să vină să vă vadă, domn poliție. Să chemă televiziunea. Păi singur, Iurico. Să știți că fiți chemați la audierii. Iar ulterior, eu cred că vă chem la televiziune că îmi faceți ziua. Iorico! Haideți că să ne calmăm, vă rog frumos. Deci haideți că ne auzim la secție atunci. Haideți ca să ne luăm lucrurile. Haideți să plecăm. Arată două secunde, mai am să vă comunic câte ceva, domnul. Ha? Nu o să aveți voie să părăsiți județul respectiv? Nu părăsesc, domnule, județul, că n-am să mă duc. Vă doresc o zi frumoasă, să lucrurile să două pătă, zile să aveți, o zi în continuare să trăiți. Zi frumoasă, urcați, urcați. Să trăiți! George! În gură. Ți-am zis să nu mori. Am zis să taci, taci. Asta este, a murit. Asta este până la urmă. Băi, Viorico, dar gură proastă ai, bă, să moară mama, nu poți să taci și tu. Tu mă bași la pușcărie. Ce familia, mă, ți faci? Eu ți-am zis să nu dai încă proară, că-i dar nu contează, dacă eu încerc să mint oamenii că nu i-am făcut nimic la căprioară. Tu după aia zici că am omorât-o din greșeală, că am băgat cuțitul în ea? De mai multe ori ai zis. Ești chiar nesimțită să moară mama. Băi, nea, Georgiule, tu știi ce face Viorica? Ne bagă să mor, asta ne să bagă la... Să moară lumea, mi-a spus aseară! Mi-a spus aseară că-și vinde curul, că să fute cu oameni, să facă bani. A, deci așa, da? Bine, așa, men. Păi dacă tu vrei să mă bagi la pușcărie, fă... Așa faci? Ia zi, fă, ce e asta? Ia zi! Ea vrea să mă bage... Uite-te la mine și zi!
Uite-te, uite-te bine în ochii lui! Nu e adevărat, George, i-a zis să nu omoare, că prioara și-a omorât-o. Tu zici la poliție că am omorât căprioara, fă? Dar dacă ai omorât-o, ți-a zis că nu omoară. E bine, și tu mi-ai spus aseară că... că ți-ai pus curul la bătaie când vine. Din greșeală! Păi din greșeală, și eu tot din greșeală am omorât căprioara. Ești spus să ți-ai pus curul la bătaie din greșeală. I-a spus... din greșeală mi-a spus... N-am făcut nimic. Eu cred că trebuie să o verificăm. Ai auzit, Nea Georgiulei? O verificăm? O verificăm. Tu mai știi cum mergem ai lăsat acum? Ultima oară? Nu, 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 acasă. Ha. O crăcănam, în fine, uităm amândoi acolo. George, Mihăiță, se dă la mine în seara asta, să știi. Ce? Cine s-a dat? S-a dat la mine, s-a dat la cine mine. Cine s-a dat la tine, nebunul? Mă atingea așa, se păcă pe lângă mine. Nu te dracu, fă, că nu te atingi nimeni, nebunul. Unde? Se uita la mine și mă atingea, George. Nu e adevărat, vrelea, George. Minte să mă armă, mă, că vrea să iasă basma curată. Nu e, brei. Ce treaba mea? Vrea să iasă basma curată? Și acum minte. M-a speriat și mi-a zis să-mi ating un pic curul, că mereu i-a plăcut curul. Că ce? Niciodată în viața asta, minte, fă. Minte, George, minte. Niciodată, brei, minte. Cuvântul meu contra la cuvântul minte, ei. Minte, mi-a zis că vreți să nu bage, că... care fantezitele că ce? Trec sexuale cu mine. A, urofobie. Aolo. Pleacă de aici, Viorico, lasă-mă în pace cu visele tele. George! Doamne, doamne. Ce imaginație bogată are Viorica asta. Lași din gură. Lași tu. Să nu te aud. Deci așa ai făcut până acum? Nu am făcut nimic, George, vezi că s-a dat la mine copilul. Așa? S-a dat la mine copilul. Nu s-a dat nimeni la tine. S-a dat la mine, George, mi-a atins pumnul de mai multe ori. Și te-a băgat în căprioară. Brei, Nea Georgiule, 100% sinceritate. Eram acolo pe ăsta, am întrebat-o dacă mai are sandwich și i-a spus că nu mai are, da? E așa, Viorico? Așa? Păi nu mai am sandwich. Așa. Și după am văzut că prioara aia și am spus, mama, am pus-o de grătar să moară mama, dar când s-o trezi vinea George, o să fie mândru de noi că am vânat, înțelegi? Știi cum e mâncarea de căprioară, da? Că mai mâncat la Han. Da, da, da. E cea mai bună, fragil, dar am băgat cuțitunează cel puțin 20 de ori. Ca să-i băgăm pe-n găurile alea usturoi, dar n-aveam usturoi. Ci atâta, bre. Asta e, ca să fiu sincer, că eu nu ascund nimic, să moară mama, uite, fără poate, fără nimic. Nu ții nici de aietele încrucișate, să moară mamele mea. Jură-te să mori tu în momentul ăsta. Să mor eu fără poate, fără nimic, dacă ți-am zis ceva aseară, Viorico, te dracu. Da, mincinosule. Păi de ce mai pus să mă înjur, fă, dacă zici că-s mincinos? Dacă ești mincinos, hai, gata, să ne spălăm, să termină, gata. Să ne... ești să nu te văd. Marș! Ești! Marș! Mamă, dacă nu vine... dacă nu vine Mihaela, dar nu pun să te bată, știi cum? Eu nu dau, eu nu dau femei, dar Mihaela! Să moară frații mei! Dacă o veni Mihaela, dacă nu te bate aia, dă sare pizda din tine, dă te morți, măi! Dă târfă! Îți vinzi pizda pe străzi, fă! Nu lovi televizor, că te iau la bătaie. Îți vinzi pizda pe străzi, că tu morți singur. Lasă televizorul. Taci că eu trebuie să te refuz copilul, măi. Alo, gata, pune-te aici dorm. Pat, jos. Pune-te jos în pat. Hai, vă mulțumesc, fratele Mihăiță. Să moară frații mei când o veni Mihail acasă. Ia, pune-te să mă uit. Dacă nu pun să ia în karate, numai în picioare. Pune-te după ce a fost ideea, să moară frații mei. O să vezi tu ce-ți faci, Mihaela, nebună! Vă pupă, frate, Mihaela! La tine și Mihaela! Ia, uite, ia, să-i suși pula lui Mihaela, fei! Pune-te aici, pune, bagă picioare sus, să mă uit! Ne vede data viitoare, fraților! Nu uita să dați like și ne revede data viitoare! Pupă!